Bună ziua, fostul primar al sectorului 2, domnul Neculae Onțeanu, este invitatul interviurilor PS News de astăzi. Bună ziua și bine ați venit în studioul nostru. Bună ziua și bine v-am găsit. Mulțumim de invitație. Vă mai așteptăm cu mare drag. Vă propun să începem discuția de astăzi cu cel mai discutat subiect al momentului, spun eu. Situația din PSD după condamnarea, am văzut, a lui Liviu Dragnea, liderului partidului, la 3 ani și 6 luni în dosarul angajărilor fictive. Cum vedeți dumneavoastră această decizie, care, bineînțeles, nu este definitivă, dar... Într-adevăr, decizia nu este definitivă, dar a provocat în cadrul societății o animozitate foarte serioasă, foarte puternică. A radicalizat poziții în partea dreapta și chiar lui politic, nu? Partidele de dreapta. Pe stânga, unde PSD-ul este foarte puternic, și el s-a radicalizat și s-a strâns ca într-un ghioc în jurul liderului partidului. Comentariul care aș vrea să-l fac ar fi următorul. Suntem într-un stat democratic, unde spunem noi că statul de drept este funcțional și ne dorim acest lucru. În primul rând, trebuie să spunem că prezumția de nevinovăție, așa cum ea funcționează și este luată în considerație în toate statele democratice din Europa și de peste ocean, trebuie să fie esențială. Până când nu există o condamnare definitivă, până atunci, sigur că nu poate fi acuzat un om că a făptuit ceva și nu avem o hotărâre de instanță definitivă. Însă, în plan politic, lucrurile se schimbă puțin. Atunci când planează asupra cuiva o anumită acuză, deja apare o problemă de moralitate și o problemă de predictibilitate politică pentru partidul respectiv și pentru liderul partidului respectiv. Dar eu cred că lucrurile se vor lămuri curând, pentru că la ultimul termen al instanței de judecată se va tranșa dacă Liviu Dragnea este vinovat sau nu. Dar această situație, într-adevăr, a creat o mare dezbatere publică în care ar trebui totuși să reflectăm cu toții dacă una este hotărârea definitivă, nu? Și atunci trebuie executată ca atare de oricine și nimeni nu este mai presus de lege, nici președinte, nici oricare altcineva în această țară și într-un stat democratic, însă, repet, se pune o problemă legată de atitudine față de societate și de responsabilitate față de societate. Aici cred că lucrurile ar trebui analizate și ajuns până la urmă la un acord în rândul oamenilor. Acum multe voci susțin că domnul Liviu Dragnea ar trebui să demisioneze din calitatea sa de lider al Camerei Deputaților și de lider al PSD-ului chiar. Credeți că ar trebui să demisioneze? Eu la această dată nu știu dacă Liviu Dragnea este vinovat sau nu. Pentru că într-un stat de drept, o instanță de judecată. Asta e valabil pentru oricare cetățean al României. Și unul care nu deține un om simplu, nu are nicio funcție politică, administrativă și se duce cu garanția în fața unui instanță de judecată că se face dreptate. Ca atare, justiția nu trebuie să fie nici moale, nici tare, trebuie să fie o justiție dreaptă, o justiție dreaptă pentru toți. Dar nu vorbim aici, în cazul acesta, și de o problemă de moralitate? Această problemă pe care am reliefat-o și eu acum este o temă de discuție și unii lideri înțeleg la momentul și au înțeles să facă un pas înapoi, alții nu, depinde de hotărârea propria fiecăruia. Sau de încăpățânare. Sau de încăpățânare, de foarte mulți, foarte mulți factori. Liviu Dragnea cu siguranță că se simte nevinovat, așa cred și acest lucru l-a îndemnat să ia o asemenea atitudine, oarecum foarte hotărâtă.
Potrivit surselor noastre, PSD ar pregăti o ordonanță de urgență care vizează impunerea unui prag la abuz în serviciu. Știm că Liviu Dragnea pentru această infracțiune a fost practic condamnat. Cum vi se pare această informație? Conform separației puterilor în stat, partea executivă vine și propune diverse măsuri conform programului de guvernare. Partea legislativă legiferează. Este normal și firesc, și așa este corect, ca acest parcurs să se realizeze ca atare. Adică vin cei care au atribuții privind propuneri pentru inițiative legislative, nu? Le trimit în Parlament ca să dezbată. Parlamentul este cel care până la urmă legiferează. Este singura instituție într-un stat democratic care legiferează. Și este normal ca orice act normativ de importanță, cum este și acesta, să treacă prin dezbatere parlamentară, astfel încât oamenii, cetățenii, nu să vadă care este poziția fiecărui partid politic. Aici și specialiștii ca atare în domeniu își pot aduce o contribuție importantă, pot să clarifice mult mai bine această situație. Știm foarte bine că prin ordonanțe de urgență și prin asumarea de răspundere au fost adoptate anumite legi și nu au fost bune. Cadrul normal și firesc este acela al urmării acestor pași spre Parlamentul României, în orice situație. Credeți că o astfel de ordonanță de urgență va stârni o revoltă și mai mare în rândul cetățenilor, pe care i-am văzut de altfel în ultimele zile tot protestând în Piața Victoriei? Este posibil ca, speculând într-un fel sau altul această situație, să producă în rândul populației o anumită nemulțumire. Este posibil acest lucru dacă ele se exprimă pașnic, nu? Dacă se exprimă într-un cadru democratic. Este foarte bine, este dreptul românilor de a se pronunța în legătură cu un demers al autorităților locale și centrale. Important este să nu se ajungă la alte situații de violență. Vedeți și ura aceasta și dezbinarea care a pătruns și este cultivată în societatea românească. Nu e bună pentru România. Eu cred că cineva are tot interesul să o mențină. Cineva atât din interior, nu? Dar probabil cu siguranță și cineva din exterior. Pentru că vor să mențină asupra societății românești, asupra economiei românești, o anumită presiune în care țara se dezvolte, dar, mă rog, cum ar dori alții, în anumite limite. România are un potențial uriaș și cred că ar fi o explozie de dezvoltare dacă această libertate a țării ar fi doar în mâinile decidenților politici români. Dar, cum știm foarte bine și sunt atâtea exemple, vedeți, își bagă coada unii peste tot. Și sigur că în interesele lor și nu a țării respective și a popoarelor respective. Și acum că tot am adus discuția la protestatarii din Piața Victoriei, vicepremierul Paul Stănescu, duminică, aflat într-o localitate undeva în județul Olt, a declarat referitor la cei care protestează că, citez, oamenii au votat programul partidului care a fost aprobat în Parlamentul României. Dacă nu înțeleg, trebuie să-i forțăm, cu ghilimelele de rigoare, să înțeleagă acest lucru. Cum vi se pare dumneavoastră această afirmație? Este o afirmație total neinspirată, ca să nu spun altceva, mai ales din partea unui lider politic important al PSD-ului. Dacă tot ați pomenit de domnul Paul Stănescu, acum câteva luni de zile, la un post de televiziune, oarecum iritat de faptul că cineva ar întreba de programul de guvernare, că rezultatele nu sunt cele care sunt așteptate, el a dat următorul răspuns. Zice, domnule, dar ce vreți voi până la urmă, că nu înțeleg. Este pentru prima dată când PSD-ul vine cu un program de guvernare real, foarte bine făcut și nici acum nu vă convine? Păi atunci noi ce să înțelegem? Când toți anii care au trecut, noi n-am avut practic programe de guvernare și am avut programe propagandistice,
că nimic nu era real în ceea ce PSD-ul a propus în perioada mandatelor care a condus România. Ce garanție avem că acest program de guvernare al PSD-ului este bun? Nu avem nicio garanție. Iar afirmația domnului Paul Stănescu... Ar trebui să ne îngrijoreze această afirmație? Ar trebui să ne îngrijoreze, pentru că sădește mai multă ură, mai multă adversitate față de decidenții politici. Eu cred că domnul Paul Stănescu ar trebui să fie mai reținut. Să fie mai reținut în funcție de rezultatele guvernării. Dacă ar fi rezultate ale guvernării foarte bune, sigur, se poate exprima, dar nici într-un caz, într-un asemenea fel. Adică ce să înțelegem? Pot fi forțați protestatarii adică din Piața Victoriei? Să ne bage democrația cu forța în cap? Protestatarii au dreptul lor să demonstreze, nu? Când organizezi și PSD-ul organizat, nu? O demonstrație foarte mare, nu? La care au participat foarte mulți oameni. A fost foarte bine și a existat un drept democratic, nu? Așa și protestatarii care sunt în Piața Victoriei, este dreptul lor. Suntem într-o democrație. Iar mai lucru, suntem într-o democrație. Eu cred că suntem și vreau să rămânem într-un cadru democratic. Și eu cred că vom fi, iar forțele politice responsabile, liderii politici responsabili, trebuie să aibă lucrul acesta zi și noapte în vedere. Să fim într-un cadru democratic, în care fiecare să aibă răspunderea afirmațiilor și răspunderea măsurilor pe care le am, mai ales când sunt și decid asupra țării, asupra oamenilor. PSD în acest moment am văzut cu toții că se află într-un război cu președintele Klaus Iohannis, iar mărul discordiei, să spun așa, este nimeni alta decât doamna Chioveși, șefa Direcției Naționale Anticorupție. Acum, ce credeți că va decide Iohannis în ceea ce o privește pe șefa DNA? Toată lumea așteaptă decizia. Va semna sau nu va semna decretul de revocare? Dumneavoastră ce credeți? Eu, după cum vede toată lumea, că președintele citește în continuare. Citește, și, da. Și bine face, da? Normal, are consilierii dumnealui acolo la Cotroceni să-l informeze exact cu situația ca atare. Însă trebuie spus un lucru, și anume că această țară are totuși niște foruri de conducere. De partea de justiție este CSM-ul, nu? Și celelalte instituții. Și atunci dacă CSM-ul hotărăște că cineva a greșit, să se ia măsurile necesare. Dacă CSM-ul spune că nu a greșit, la fel. Cred că nu trebuie exagerate aceste lucruri și trebuie privite cu seriozitate și cu responsabilitate, pentru că este vorba totuși de niște instituții foarte importante ale unui stat. Ne spuneți că președintele ar trebui să semneze decretul de revocare? Nu spun acest lucru, pentru că chiar nu sunt în interiorul informațiilor care țin de acest lucru, dar dacă Consiliul Superior al Magistraturii a dat un verdict, nu? Și Curtea Constituțională și ea la fel a dat un verdict, specialiștii trebuie să pronunțe dacă da sau ba. Dacă cineva a greșit, normal că trebuie sancționat. Dacă nu a greșit, nu. Vorba lui Caragiale trebuie reperată. Riscă Iohannis o suspendare în cazul acesta? Am văzut mai multe voci din PSD aduceau în discuție acest scenariu al suspendării. După părerea mea, asemenea aserțiuni sunt aproape irresponsabile. Și am să vă spun și de ce. Președintele unei țări, și lucrul ăsta ne discreditează și în plan extern. Președintele unei țări este, până la urmă, liderul național care a fost votat de către cei mai mulți români. În același timp, președintele unei țări este și ultima redută a țării respective pentru orice moment dificil, vulnerabil în care țara se poate afla. Deci cu această funcție, nu mă refer la persoană, deci cu această funcție de președinte al țării nu te poți juca. Este o instituție extraordinar fundamentală pentru existența unui stat ca atare. De asemenea, de aceea azi îl suspendăm, mâine nu îl suspendăm. Este un lucru care ne arată că unii oameni
n-au judecata la ei. În ceea ce ne privește, nu suntem acum în Parlament, dar în mod public, trebuie să spunem că noi nu susținem o asemenea idee. Deci dacă nici se va măcar ajunge la acest scenariu, nu veți fi. Deci de credem că ar fi o măsură irresponsabilă și nu vom susține public, nefiind în Parlament, nu vom susține o asemenea măsură. Ideea pe care aș vrea să o remarc este aceea că președintele, nu, Parlamentul, Guvernul, Executivul, sunt instituții care au fost create pe baza unor realități istorice ca atare, nu? Cetățenii fac un contract cu guvernanții. Cei care sunt guvernați fac un contract conform lui John Locke, teoria contractualistă, fac un contract cu cei care îi guvernează și ca să îi guverneze bine și plătesc taxe și impozite. Mai departe de carta și împărțit cu separația puterilor, ca ele să nu se suprapună și să facă o guvernare în folosul cetățenilor. Această responsabilitate este uriașă, iar îndemnul meu este următorul: să se așeze la masa dialogului. Când nu mai ai resursă politică să negociezi, să dialoghezi, deja se ajunge într-o situație irresponsabilă din partea decidenților politici. Deci, atât președintele, ca garant al Constituției, nu, și principalul mediator în cadrul societății, cât și partidele politice, nu, trebuie să așeze urgent la masa dialogului să scoată țara din acest impas. Am văzut că ați pus bazele unei noi formațiuni politice, ADER. În ce stadiu se află constituirea rețelei teritoriale a partidului? În primul rând, aș spune câteva cuvinte despre, vă rog, ce înseamnă ADER și de ce, nu? Sigur. De ce a apărut totuși până la urmă acest partid? Și care e situația lui astăzi, nu? Da, corect. Bun. Acest partid a apărut urmare a unor derapaje și de la cadrul democratic, dar și de la programele de guvernare a țării. Și aș vrea să vă dau doar un exemplu legat de guvernare, nu? Vedeți că în Occident toate politicile economice care privesc guvernarea țărilor, nu, merg pe un model de dezvoltare pe baza de investiții, care poate să asigure sustenabilitatea resurselor pentru dezvoltare, pentru cercetare, pentru învățământ, pentru sănătate, pentru educație, pentru cultură și așa mai departe. Defazajul este în felul următor: că în timp ce occidentale merg pe o politică economică sustenabilă, nu, care merge pe viitor, la noi, din păcate, și este o discuție mai largă care poate fi făcută de către specialiști, s-a mers pe o politică de dezvoltare prin consum. E bine? Sigur că e bine. S-au mărit salariile. Foarte bine, că era nevoie de acest lucru. Dar vedeți că această politică de consum și mărirea veniturilor ca atare a dus la nevoia de consum a unor resurse. Alimentare, nealimentare și mai departe. Cine sunt cei care fac comerțul în România și de unde vin aceste resurse? Vin din străinătate. Așa că toți banii românilor care au încasat prin aceste măriri se duc în străinătate. Și în același timp au fost practic amputate aceste venituri, dacă suntem serioși și discutăm real. Au fost amputate foarte puternic de măririle de prețuri. Ați văzut, nici nu s-a anunțat că se măresc veniturile, că toate produsele alimentare în toate supermarketurile și nu numai au crescut cu 15-20% înainte de a se mări aceste venituri, salarii și pensii ca atare. Nu mai vorbesc de utilități. Prețul lor, de asemenea, a crescut cu 15-20%. Vedeți, carburanții de la 5 lei, 5,2 lei, 5,4 lei, acum e 6 și ceva. Un prietena noastră țară, Bulgaria, e 5,2, 5,4. Deci toate aceste costuri suplimentare legate de combustibil, unde se duc? Se duc în prețuri.
nu? Corect. Iar prețul produselor, acelor care noi le consumăm zilnic, produse agroalimentare și nu numai, au crescut enorm. Deci, practic, n-a avut loc nicio mărire, în mod practic, n-a avut loc nicio mărire de venituri către populație, pentru că nu ele au fost amputate. Nu s-a simțit în buzunar. Ele au fost amputate, deci oamenii au putere de cumpărare mai mică. Acum, față de perioada în care se vorbea de creșterea salariilor, s-a mărit. Și ce își propune ADER? ADER, tocmai plecând de la aceste politici, în special cele economice, care vor un alt model economic pentru România, acel model pe care îl utilizează din plin, mai ales în ultimii ani, țările occidentale, vrem acest model economic să-l implementăm. 2. Politica de comerț exterior a României este puțin anacronică, să nu spun mai mult. De ce? Pentru că s-a axat numai pe comerțul cu țările occidentale. Este bine, într-un fel este bine, pentru că să exporți produse în țările occidentale, trebuie să ai produse de înaltă calitate ca să le realizezi cu economia ta. Dar, așa cum face doamna Merkel, nu? Se duce în Rusia și peste tot, în China și în alte țări din lume, se duce și face contracte foarte mari, în afara Uniunii Europene. De ce Germania are voie? De ce Franța are voie? De ce alte state din Uniunea Europeană are voie și România nu are voie? Noi trebuie și noi, ADER-ul ca atare, propunem o diversificare a piețelor de export a României, pentru că noi suntem, din acest punct de vedere, vulnerabili. Se întâmplă ceva în Uniunea Europeană și vedeți câte lucruri pot să apară și apar. Suntem doar aici. Nu mai avem nicio posibilitate de a exporta, practic, capacitatea de creație a poporului român. Deci, iată un alt element care ne diferențiază oarecum de alte partide, de PSD ca atare. În același timp, noi credem că și în domeniul învățământului. Vorbeam, președintele Macron are o practică, este în fața unei revolte populare datorită faptului că vrea să reformeze sistemul de învățământ din Franța, care îl consideră un eșec și să revină la modelul francez tradițional, care a făcut Marea Franță și marile universități și marile performanțe în domeniul cercetării, științei, ca atare. Noi urmăm, din păcate, același model oarecum vechi. În sistemul de sănătate vedem ce se întâmplă și atunci credem că trebuie să făcute investiții nu neapărat per persoană ca atare, ci într-un context mai larg, vizând în primul rând infrastructura sanitară și infrastructura educațională, dar și medici bine plătiți, și este foarte bine că s-au mărit salariile pentru medici, că nu mai rămânea nimeni în România, pentru profesori bine plătiți, și în același timp noi trebuie să cointeresăm și să încurajăm performanța elevilor. Un elev în ziua de astăzi stă 6-7 ore în școală și ce primește? Nimic. Când se întoarce acasă, nu? Când se întoarce acasă, mai ia 2-3 ore ca să facă lecții, să mai studieze și mai departe. Cred că trebuie făcut un sistem național de burse, nu se rămână doar la latitudinea unor administrații locale județene, care să spună da, alții nu și așa mai departe. Deci trebuie să instituim un sistem național de burse încurajatoare. De ce? Pentru ca să pregătim forța de muncă competentă a României, nu? Ca și să dezvoltăm România. Cum, ca o paranteză, cum facem să-i oprim în țară? Că am văzut că tot mai mulți tineri aleg să plece în afară, acum după studii. Da, eu acum aș spun în felul următor. Faptul că pleacă din țară este hotărârea lor. Nu e bine că ne pleacă materia cenușie, nu? Ne pleacă creierele din România. Dar se duc, studiază și foarte mulți vor să vină înapoi, să știți. Am multe exemple de tineri care sunt acum studenți și în ultimul an
în Statele Unite, în Anglia, care vor să se întoarcă, spun, domnule, noi vrem să venim în România cu cunoștințele care le-am dobândit aici, nu? Cu dorința noastră de a ne implica. Vrem să revenim în România. Dar revenirea în România este o problemă foarte complicată. De ce? Pentru că n-au la ce să vină. De aceea, pe partea economică, legat de modelul economic, trebuie selectate câteva domenii foarte importante de excelență, nu? Prin care România se poate dezvolta. Nu putem să mai fabricăm totul. Nu avem capacitatea necesară. Dar pe o economie inteligentă, o industrie inteligentă, pe o agricultură ecologică, nu? Și putem și avem capacitatea asta. Deși cam 70%, sau poate să nu greșesc, procentul este deja cumpărat de străini. O fi bine? Nu știu, eu zic că nu. Pentru că și politica de cumpărare a terenurilor spune că poți să cumpere un străin, dar dacă românii cumpără și ei în țara lui de destinație. Un lucru ăsta nu se respectă și nu s-a... Pe turism, aici iarăși de asemenea avem capacități foarte importante și de asemenea în domeniul IT-ului. Se dovedesc foarte bine românii noștri că sunt foarte buni în acest domeniu și în marile centre de IT din lume se cam vorbește limba română, ceea ce ne bucură foarte, foarte mult. Un alt domeniu care ne interesează este acela al mediului ca atare. Trebuie făcută o strategie de mediu care într-adevăr să protejeze România și sunt foarte multe exemple negative. Ultimul, doar unul să vă dau, că nu avem timp să dezvoltăm acest subiect. Faptul că unii parlamentari de la Partidul Social Democrat, de la PSD, au depus în Parlamentul României o inițiativă legislativă în care în zonele protejate și în pădurile virgine să poată face investiții, este un lucru foarte grav. Și cred că această politică va duce ca această inițiativă legislativă să treacă prin aprobare tacită, adică fără o aprobare în Parlament. Este un lucru foarte grav dacă s-ar întâmpla acest lucru. Și cerem să fie retrasă de urgență această inițiativă legislativă care prevede dreptul de a se intra în zonele împădurite, zonele protejate ale României, în pădurile virgine și mai departe să se construiască acolo. Ne mai deosebim și prin faptul că în programul nostru noi suntem pentru păstrarea tradițiilor românești, pentru familia tradițională. Și foarte bine, recent, ministrul PSD al educației a pus în dezbatere publică un proiect în care ne spune că elevii, copiii noștri, să înțeleagă că este foarte bine cu diversitatea sexuală, că părinții pot fi și numai bărbați, și numai femei, și așa mai departe. Este un afront, este o bătaie de joc la ce se înseamnă educația românilor și ce înseamnă familia tradițională românească. Nu suntem de acord cu așa ceva și urmare și a reacției publice. Am înțeles că Ministerul Educației a retras așa pe șest acest proiect. Spune, doamne, familiile ca atare de persoane cu diversitate trebuie să acceptate și încurajate și apreciate și nu trebuie făcută nicio diferențiere. Eu nu vreau să văd așa ceva și suntem împotriva unei asemenea măsuri. Sunt, iată, multe lucruri care ne deosebim și de zona de dreapta și de actualul partid de guvernare. Sunt și altele, dar n-aș vrea să... Ce oameni importanți ați reușit să atrageți alături de dumneavoastră? Ce figuri cunoscute? Eu mă bucur că avem 2 luni de la naștere. Partidul a fost aprobat de Tribunalul Municipiului București la sfârșitul lunii aprilie 2018. A acceptat propunerea noastră și a hotărât înscrierea în Registrul Partidelor Politice de la Tribunalul Municipiului București. După acest moment, apariția acestui partid a fost și datorită inițiativei unor oameni înainte de acest lucru.
Și iată că au venit în special specialiști. Dacă ne referim, iată, președintele Consiliului Național al Partidului este profesor universitar dr. Laurențiu Rece, care este și prorectorul Universității Tehnice de Construcții București, cea mai mare universitate tehnică de construcții din România. O altă personalitate care este recunoscută și ca fiind îngerul copiilor, așa îi se spune, este profesor universitar dr. Ioan Gherghina, o somitate în domeniu. De asemenea, fostul viceprimar general al Capitalei, avocatul Dumbrăveanu, un om cu expertiză în domeniul administrației locale deosebite. De asemenea și profesorul universitar dr. Constantin Coderie, din armată, din ofițeri de rang înalt din armată, rezerviști. Profesorul universitar dr. Mihail Orzeațe, care a fost și comandantul aviației militare, general. Generalul Vasile Ciornei, generalul în rezervă Vasile Ciornei, generalul în rezervă Constantin Răileanu, profesoara, doamna profesor Eleonora Toma, din zona medicală, și așa mai departe. În mediul politic, ați reușit să purtați discuții cu cineva dintre actualii politicieni? Principalul nostru obiectiv este acela de a ne consolida noi înșine, în afara dorinței unora de a veni spre noi, și nu avem niciun apetit să reprezentăm un plan B pentru alți lideri politici. Deja avem aproape 30 de organizații în România care s-au constituit deja, oameni importanți, mulți care n-au făcut politică, dar și alții cu experiență în domeniul economic, în domeniul cultural, care au venit la ADER. Avem organizații, v-am spus, în aceste 30 de județe, de asemenea avem organizații și, spre marea mea bucurie, oameni din alte țări care au constituit organizații acolo. În Anglia, președinta organizației Partidului ADER din Anglia este o studentă, în ultimul an, din Londra, Veronica Ariton. La Paris, un mare avocat care este și membru al baroului de la Paris. În Germania, un scriitor, Cătălin Pilipăuțeanu, un scriitor deosebit, militant, cam de genul lui Adrian Păunescu. Un scriitor foarte, foarte bun. De asemenea, în Republica Moldova, un profesor universitar. În Italia, un om din zona economică, iarăși un om cu peste 20 ani de zile, trăitor acolo în Italia, foarte bine cunoscut în Italia de către români. Deci este un lucru îmbucurător. Pentru mine vreau să vă mărturisesc cu sinceritate că este o surpriză deosebit de plăcută. Vrem de asemenea să milităm pentru domeniul cultural, să ne păstrăm obiceiurile, tradițiile. Uniunea Europeană este, până la urmă, o uniune a națiunilor și fiecare cultură și are rolul său extrem de important în ceea ce înseamnă Europa de astăzi. Vrem, de asemenea, să cultivăm respectul față de armata țării, față de veteranii de război. Îi cunosc pe mulți. Sunt oameni absolut extraordinari. Și pentru urmașii veteranilor de război, pentru rezerviștii militari, nu-i vedeți, se întorc unii, din păcate, în situații absolut disperate. Și mă bucur că recent s-a făcut un centru la Târgoviște pentru militarii care au probleme medicale deosebite și așa mai departe pentru ei. Deci vrem să cultivăm respectul față de valorile naționale. Suntem un partid de centru stânga, suntem un partid național. Vrem ca deciziile importante pentru România să se adopte în România și să facă decidenții politici, dar cu responsabilitate. Cu responsabilitate pentru România, cu onestitate pentru români și pentru România. Veți candida la alegerile europarlamentare de anul viitor? Partidul ADER va participa la toate alegerile. Vom avea consilieri locali, consilieri județeni, consilieri municipali, primari, președinți de consilii județene la viitoarele alegeri. Vom participa la alegerile europarlamentare din mai
anul viitor, cred că cu o listă foarte serioasă. Nu mai vrem guvernanți de ocazie. Nu mai vrem oameni care n-au condus în viața lor nimic și să trezesc miniștri. Eu pe mulți sunt totuși un om care mă uit la televizor, nu cunosc pe foarte mulți miniștri. Ori un om când ajunge ministru, nu, membru al guvernului, trebuie să fie un om care să fie făcut ceva în viața lui, nu? Să fie recunoscut de societate, să fie recunoscut de mediul științific în care a lucrat și a făcut ceva. Nu mai vrem. Vedeți că este un eșec. Când se trezește cineva, este pus ministru și el în viața lui n-a făcut nimic. La ce familie politică europeană vă veți afilia? Noi suntem un partid de centru-stânga și vrem să ne situăm efectiv în această zonă prin măsurile de ordin național, de valorificare a potențialului național al României și al românilor. De aceea ne vom poziționa pe o zonă social-democratică și facem în prezent demersurile necesare pentru a lua legăturile cu toate partidele din această zonă din Europa. Deja la conferința națională a partidului nostru a fost prezentă o delegație a Partidului Democratic Italian din Italia. Să avem semnale încurajatoare și mă bucur de acest lucru. Aveți cumva deja o listă pentru europarlamentare, o listă comună? Alegerile vor fi în mai anul viitor. Obiectivul nostru acum, în această perioadă, este acela de a merge pe realizarea obiectivelor esențiale pe care ni le-am propus. De economie, tinerii să aibă locuri de muncă, educație, o sănătate pentru oameni, un învățământ performant. Vrem să și milităm pentru ca să creeze un cadru economic și social astfel încât în viitorul apropiat cât mai mulți români să se întoarcă acasă. Acestea sunt lucrurile care, în principal, sunt și altele, care ne preocupă în această perioadă. Despre liste, unele partide văd că îi interesează numai listele, dar ceea ce propune pentru România nu. Și am și observat acum recent, nu? Pe partea dreaptă, partidele de dreapta, intrase ele într-un sevraj în care începe să spună că și eu am candidat la președinție și noi venim cu un candidat la președinție și așa mai departe. Și sigur că s-a stâmpere toată această foială politică în zona partidelor de dreapta, președintele a ieșit, nu, și le-a spus stop, eu sunt candidat. Așa că i-a aliniat pe toți, și pe Cioloș și pe Orban. Veți participa inclusiv la alegerile prezidențiale? Da. V-ați gândit dumneavoastră, veți fi candidatul? Nu. Nu. Vom veni cu oameni cu performanță administrativă, economică, științifică, culturală, la toate nivelele de alegeri. Și deja se conturează oameni foarte, foarte, foarte buni. Am văzut recent că fostul președinte, Traian Băsescu, a decis denunțarea protocolului PMP-UNPR. Da. Acum, cum priviți dumneavoastră această situație în calitate de, știm, fost secretar general al UNPR? Am deținut această funcție încă de la începutul partidului. Am și lucrat pe la statut, pe acolo, mă rog. A fost o mișcare greșită. A fost o mișcare greșită și din partea UNPR-ului și din partea PMP-ului. Această fuziune a fost o măsură greșită, care s-a bazat doar pe beneficii de-astea ușoare. De ce greșită? Ce câștigăm? Câștigăm câțiva consilieri, câștigăm câțiva parlamentari și așa mai departe. În primul rând, greșită pentru că nu exista compatibilități politice între UNPR și PMP. PMP într-o altă zonă politică, nu? UNPR-ul era într-o altă zonă politică și era evident că lucrul acesta se va întâmpla mai devreme sau mai târziu.
Și astăzi vedeți că au apărut discuții, mă rog, și de la UNPR, cu reanimarea lui, dar cine a câștigat? A câștigat UNPR-ul prin acea fuziune? Nu. A câștigat PMP-ul? Nu. Pentru că urmarea acestei fuziuni nefericite, care a fost hotărâtă de conducerea UNPR-ului, au plecat foarte mulți consilieri, foarte mulți oameni au fost dezamăgiți de această măsură. Electoratul ca atare avea 500.000 de oameni care au votat puștampila pe UNPR. Au fost dezamăgiți. Nu le-a plăcut această măsură luată de conducerea UNPR-ului atunci. Acela și a fost momentul despărțirii mele de UNPR. Deci a fost o greșeală. Și acum vedeți că în ultima perioadă câțiva parlamentari de la PMP, care proveneau de la UNPR, au dezertat. Nu? Ce sunt oamenii ăștia? Este evident că măsura care a fost luată atunci a fost greșită. Și inițiativa aceasta legislativă nouă, pe care PSD-ul a introdus-o, dar a aprobat-o cu succes și PNL-ul, nu? Pentru că convine, de a stabili că atunci când două partide fuzionează, consilierii care aparțin partidelor respective pot se declara a fi independenți. De fapt, ce se urmărește? Ca prin fuziunea care a făcut-o, nu? UNPR-ul cu PMP-ul, toți consilierii care avea, să aibă libertate de a se duce. Unde? La ori în stânga, ori în dreapta. Și cum va fi promulgată legea, va apare în monitorul oficial, vor pleca văzând cu ochii. Deci, din păcate, aceasta este situația. Eu a fost o măsură nefericită, neinspirată, luată atunci și toți au pierdut, adică toți cei doi actori au pierdut. Miercuri se împlinește un an de când Parchetul General a clasat dosarul alegerilor din 2009. Acest gest al parchetului, cum vedeți dumneavoastră acest gest? Deși știm că parchetul însuși a recunoscut prezența tuturor figurilor cunoscute, menționate de presă în sufrageria lui Gabriel Oprea. Unde? Să revin aș doar la întrebarea precedată, doar la completare, legat de fuziune și venim la tema asta importantă. Este clar că fuziunea dintre UNPR și PMP s-a produs. Adică fuziunea s-a făcut, nu? Acum, din partea unor lideri care nu le-a plăcut fuziunea, deși s-au luptat ca să se facă, au făcut contestații, mă rog, ca să spună că fuziunea nu a avut loc. Dar s-a făcut și la termenii care vor fi, instanța va constata că ceea ce s-a făcut, s-a făcut. Să revenim la întrebarea dumneavoastră. Este o discuție care a împărțit societatea românească, a creat o lungă perioadă de timp și încă acest subiect va fi ca o temă de școală pentru multe instituții. Atunci la alegeri, ca să spun, referitor că și eu am fost acolo, adică să nu spun când am fost acolo, că am fost acolo. Legat de acel moment, nu știu, pe prima parte a zilei m-a sunat Gabriel Oprea și mi-a zis dacă pot să trec pe la el. Era și ziua mea onomastică, era Sfântul Nicolae. Seara aveam și o invitație acasă, familia și mai departe. Și am spus că aș putea să trec în jurul orei 19-20. La ora 19 am ajuns acolo, am ciocnit un pahar de vin, mi-a spus la mulți ani, i-am mulțumit, era și generalul Iordănescu. Cine mai era acolo când ați ajuns? Era generalul Iordănescu, Pui Iordănescu și un om absolut deosebit. Și era și Nicolicea, Eugen Nicolicea. I-am spus că nu pot să stau mult, că mă așteaptă familia acasă. 6 decembrie, Sfântul Nicolae și așa mai departe. Și până la ora 20 și 15 minute, cam așa, am plecat, pentru că la 9 fără un sfert eram deja acasă. Nici acolo cât am fost eu, alte persoane n-au fost, decât cei care vi-am spus.
Nici înainte, când m-a invitat, nu mi-a spus că ar urma să vină nu știu ce persoane la dumnealui acasă, dar nici după, a doua zi sau a treia zi, sau ulterior, nu mi-a spus că ar fi fost cineva după ce am plecat-o la dumnealui acasă. Deci nu știu cine a fost la dânsul acasă în acea seară. Eu am stat până în jurul orei 20-25 și am plecat. Din ce spune Parchetul Național? Erau. Dar probabil că au fost după ce am plecat eu. Deci cât ați fost dumneavoastră acolo? Nu. N-am fost. Dacă nici nu v-a spus că ar urma să vină? Nici nu mi-a spus sau că ar urma să vină generalul Coldea sau cine mai trebuia să vină acolo. Nu. Probabil că au și hotărât ca după aceea să vină. Nu știu, nu știu exact amănunte, dar asta deci, este efectiv realitatea. Deci, dumneavoastră, la ce ora ați ajuns la el? Eu până la ora 19. 19, 20, cam așa. Și la ora 20, la ora 8 și un sfert seara, am și plecat. La 9 fără un sfert eram acasă, am văzut rezultatele de la lege la televizor. Că toată lumea era curioasă. Cine nu era curioasă să vadă care sunt rezultatele? Tot poporul. Dar acum parchetul a clasat acest dosar, deși a recunoscut că prezența acestor persoane acolo. Cum vede situația? Dacă parchetul general e cea mai înaltă instituție de anchetă din România, nu? Poate greși? Eu știu. Nu știm, nu? Dar asta e realitatea. Înseamnă că n-au găsit probe prin care să incrimineze pe cineva. Așa bănuiesc. Am văzut și eu în presă hotărârea de clasare a cauzei. Dumneavoastră ați fost primarul sectorul 2 al capitalei. Acum domnul Mihai Mugur Toader este actualul primar. Cum vi se pare mandatul acestuia de până acum? Nu e simplu de făcut o apreciere în legătură cu mandatul oricărui conducător. Dar aș spune că eu am lucrat acolo atâția ani de zile, nu? Și nu mi se pare firesc să încep să spun nu e bine, nu e bine și mai departe. Un singur regret, să spun așa, avea că anumite programe foarte importante pentru cetățeni nu s-au dus mai departe. Atât pentru că primăria sectorului 2 are o echipă tehnică foarte bună. Director executiv, personalul de execuție, sunt specialiști. Și întotdeauna, în oricare altă instituție, nu, conducerea trebuie să asigure o viziune, un program, o strategie. Ai o viziune de ceea ce vrei să însemne un sector, ai o strategie, ai un program, lucrurile merg bine înainte, dacă sunt bune. Domnule Onțeanu, eu vă mulțumesc pentru prezența în studioul nostru și vă mai așteptăm cu dragă inimă pe la noi. Cu mare plăcere și vă mulțumesc.